Misiunea Eco. Tema zilei: colectarea și reciclarea plasticului. Astăzi vom învăța despre cum anume se face colectarea corectă a deșeurilor de plastic. Înainte de a afla cum se colectează corect deșeurile de plastic, trebuie să înțelegem în primul rând în ce constă procesul de reciclare a deșeurilor de plastic. Totul începe de la colectarea selectivă a deșeurilor încă de acasă. Deșeurile sunt apoi transportate la stațiile de colectare și reciclare, unde sunt sortate în funcție de ce urmează să se obțină din plasticul reciclat, din care se vor face noi produse. De exemplu, o sticlă de plastic corect colectată, reciclată, mărunțită și refolosită ca materie primă, poate fi iarăși transformată chiar într-o fabrică de sticle de plastic. Asta înseamnă reciclare. Ambalajele din materiale plastice nu sunt biodegradabile. Creșterea consumului acestora a adus la sporirea alarmantă a numărului de ambalaje aruncate irresponsabil în natură. Prin colectarea și reciclarea acestora contribuim fiecare dintre noi la reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător. Să ne amintim, pubela galbenă este pentru metal și plastic. Primul pas important este să învățăm să colectăm separat deșeurile de plastic. Sfaturi utile pentru colectarea plasticului. Ambalajele reciclabile trebuie să fie goale, curate și uscate. Un articol murdar poate contamina un camion întreg. Este important să desfaceți dopurile sticlelor de plastic, iar peturile trebuie presate și împăturite. Ce deșeuri de plastic se pot colecta? Peturi, sticle, bidoane și cutii din plastic, cutii de carton, de băuturi, lapte sau suc, ghivece, cutii și tăvi de plastic, ligheane și veselă de unică folosință și folie și pungi de plastic. Ce anume nu se reciclează? Tacâmuri și farfurii din plastic murdare, folie de aluminiu și blistere de medicamente, pixuri, DVD-uri, CD-uri, casete audio sau video, pahare de iaurt, ceai sau cafea murdare și recipiente cu urme de substanțe toxice, corozive sau cu ulei de motor. Colectarea selectivă e doar primul pas. Apoi, în centrele de reciclare, deșeurile de plastic sunt spălate și sortate de mână sau cu mașinării, în funcție de tipul de plastic. Bleu, transparent, verde sau mix. Apoi sunt mărunțite, spălate, topite și asamblate în paleți din care se pot face apoi hanorace, tricouri, jucării, scaune, mobilier de grădină sau chiar alte sticle de plastic. Ce putem face fiecare dintre noi? Pași mici pentru schimbări mari. Nu uitați, misiunea Eco este despre fapte. Este misiunea mea, a ta, a fiecăruia dintre noi. Avem o singură planetă. Este responsabilitatea noastră să o protejăm. Misiunea Eco este un proiect Blog în Tandem.